Potrivit unui ordin al Ministrului Sănătății, masca de protecție trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă. Sunt stabilite și excepții. Dacă angajatul este singur în birou sau sunt minim 2 metri între persoanele din acel birou, condiția irisirii camerei, cel puțin la două ore, și dezinfecția suprafețelor. Dacă o persoană suferă de bolcare care afectează capacitatea de oxigenare sau dacă face activități fizice intense în condiții de muncă solicitante. Excepție fac și prezentatorii TV și invitații acestora cu condiția respectării distanței de 3 metri, vorbitorii în public cu condiția respectării distanței de 3 metri, elevii și studenții doar în timpul orelor de curs, dacă se respectă distanțarea corespunzătoare și copiii cu vârsta mai mică de 5 ani. Totodată este obligatoriu triajul epidemiologic. Asta înseamnă măsurarea temperaturii prin termometru non-contact și observarea semnelor și simptomelor respiratorii. Este permis accesul într-o incintă doar pentru persoanele care au motive justificate. În cazul în care este necesară doar predarea unor documente sau colete, aceasta se va realiza în afară incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de prevenire a contaminării cu virusul SARS-CoV-2. Dacă este necesar accesul în incintă, este obligatoriu triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor. Triajul nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal. Triajul epidemiologic constă în măsurarea temperaturii prin termometru non-contact, observarea semnelor și simptomelor respiratorii, dacă temperatura înregistrată depășește 37,3 grade, se recomandă repetarea măsurării temperaturii după o perioadă de 2 până la 5 minute de repaus, iar dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3 grade și nu prezintă alte simptome respiratorii, se permite accesul în incintă prin preluarea acestuia de la intrare de către un angajat. Măsurile vor fi aplicate imediat după publicarea ordinului de ministru în monitorul oficial.